Sango Humanitas, cel de-al cincilea roman din cadrul proiectului Hogar Shakespeare, care a început în 2015 la inițiativa editurii Hogar, aleză de altfel Virginia Woolf și Sophie Gay, sunt cei care au inițiat-o. Un proiect editorial care conține 8 romane scrise de mari scriitori contemporani care reimaginează capodoperele shakespeariene. Aveți în fața dumneavoastră toate cele 5 romane. Cel mai recent este cel pe care îl lansăm acum, care a apărut proaspăt acum 2 zile. Băiatul cel nou de Tracy Chevalier. Tracy Chevalier e bine cunoscută publicului din România pentru romanele sale istorice și în special pentru romanul din 1999, Fata cu cerpel de perlă, care a fost ecranizat în 2003 cu Scarlett Johansson și cu Colin Firth. Tracy Chevalier este americană de origine și spun asta pentru că are foarte mare importanță pentru această carte. Ea s-a născut în 1962 în Washington, D.C. Unde a făcut și școala și colegiul. După care și-a desăvârșit studiile în Marea Britanie la East Anglia University de lângă noi. Și a rămas în Marea Britanie. Așa cum declară ea, întotdeauna s-a simțit în Marea Britanie și un insider, dar și un outsider, pentru că, de fapt, ea este americană. Invitatele mele de astăzi sunt scriitoarea și criticul literar Ioana Fărgulescu, scriitoarea Ioana Nicolae și traducătoarea Valii Vizorescu, traducătoarea atât de minunată a multor cărți apărute în raftul de muze. Iată, mă bucur tare mult că acum a apărut un Tracy Chevalier tradus de ea chiar în colecția pe care o coordonez. O să-i dau cuvântul pentru început Ioane Nicolae. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți aici și că suportați aceste limbaje duble, triple. În orice caz, dacă vă puteți concentra pe glasul meu, eu vă mulțumesc din suflet, că nu știu cum să fac să-l acopăr pe celălalt. Și sper să ne înțelegem cât de cât. Probabil că voi începe să strig tot mai tare până să vă supărea cu nu știu ce se va întâmpla. În orice caz, eu vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici. Cartea aceasta merită să fim alături de ea, merită să aflăm despre ea, pentru că este ați înțeles din ceea ce deja a spus Zoca Comănescu, un proiect foarte, foarte interesant. Cum să faci să revizitezi o operă celebră, o operă care a rezistat sute de ani și căreia tu să-i dai viață, să-i dai suflet, să-i dai o nouă textură, să o transferi în contemporaneitate, să o faci să existe din nou. Este foarte greu, este un pariu autorial nemaipomenit și nu știu câte autori ar face. În timp ce citeam această carte, mă tot întrebam dacă el are în mâna oricui și acest gen de proiect și mi-am adus aminte de toate jocurile postmodernității care merg în direcția aceasta de recuperare și măcar prin intertextualitate și în cap îmi venea mereu o scenă dintr-o carte a lui Florin Pican în care Florin Pican are scris mai multe cărți ale lui poveștile lui Creaca Harapal cu precădere și are povestea cu Harapal, are scena în care spânul este mutat în lift
Spânul, de fapt, este unul din fier, iar personajul, acolo unde se schimbă identitatea, știți, nu mai este... nu se mai întâmplă în fântână, personajul își pierde identitatea într-un lift, că liftierul nu mai lasă să plece. Ei, Florin Pican reușește să facă asta, alți autori români probabil că ar face-o, dar într-un registru ludic, într-un registru comic. Aici nu avem așa ceva. Poate e și firesc, se pleacă de la o tragedie. Uite, nu știm, este ceva dramatic, povestea de acolo este dureroasă, este poveste despre perfidie, despre trădare, despre manipulare. Și cum noi că trăim într-un timp al manipulării, din păcate, cred că simțim din plin junghiurile acestea ale celor care își așează bocancii peste viețile noastre. Ei, în această carte, Tracy Chevalier mută povestea din Othello în America. Asta mi s-a făcut foarte interesant. Mă gândeam cum să duci pe Shakespeare în America. Să duci pe Shakespeare? Bun, îl duci în America, dar ce faci cu el acolo? Pentru că e ca și cum ai transplanta un măr pe, nu știu, pe un afin. Ce iese din povestea asta? Ce poate ieși? Este ceva viabil? Se prinde această modificare a ordinii lumii? Ei bine, Tracy Chevalier reușește. Toată povestea se întâmplă nu doar în America, ci într-o școală americană. Foarte interesant în carte, mi s-a părut că ea respectă cumva, într-un mod foarte misterios pentru mine, ideea asta de teatru. Cartea este plină de teatralitate. Totul se petrece în spații, cel mai mult se petrece în curtea școlii, care în spațiu închis însă. Curtea pare deschisă, dar este închisă, exact ca o scenă. Și acolo, în curtea școlii, niște copii de 11-12 ani retrăiesc în cu totul alt registru și cu o tematică asemănătoare și totuși absolut diferită, povestea din drama lui Shakespeare. Cartea poate fi citită foarte bine și cu mari mulțumiri de cititor, fără să avem habar că în spatele ei există un proiect, că există o tragedie shakespeariană. Deci ea funcționează, este viabilă, este o carte independentă, este o carte foarte interesantă despre discriminare, despre copilul negru care vine într-o școală de alb în anii 70, acțiunea care se petrece în 1972 și firește că în ciuda imperfectelor există un dublu limbaj și că acest copil este până la urmă rejectat cu o mare violență. Dar până să fie rejectat, se întâmplă o mulțime de lucruri, se întâmplă dragostea, se întâmplă trădarea, se întâmplă manipularea și totul se petrece de-a lungul unei zile. Cum se pot petrece atâtea lucruri într-o școală în care vine un necunoscut dimineața, iar seara totul este terminat și totul este, nu vă spun cum, că merită să citiți cartea și ultimele pagini ale cărții sunt impresionante și pe mine m-au tulburat tare pentru că eu nu aș fi mers totuși atât de departe. Nu știu dacă aș fi avut curajul să merg atât de departe cu destructurarea asta a lumii, a interiorităților și mai ales a copilăriei. Pentru că este o carte despre ruperea copilăriei. Copilăria se termină deodată și încep problemele mari, problemele grave, problemele de nerezolvat ale comportamentului oamenilor mari. Este o carte pe care o recomand cu multă căldură. Mă bucur că ea s-a scris
mă bucur că s-au găsit soluții la aceste narrative. Cred că Tracy Chevalier și-a făcut treaba. Și vreau să vă mai spun un lucru. Dacă nu place, Denisa știe, dacă nu place ceva când citesc o carte, nu mă pot abține să nu arunc niște săgeți în direcția aceea. În cartea asta nu sunt lucruri care nu mi-au plăcut, sunt câteva lucruri care mi s-au părut problematice, dar mi s-a părut ingenioasă rezolvarea lor. Și am zis, bine, am toată stima. Vă recomand cartea. Îi mulțumim Ioanei Nicolae, ea va devoada că în spatele băiatului cel nou, se ascunde un Otelo. Mutarea pe care o face Tracy Chevalier, cum bine a subliniat Ioana, face ca acest roman să fie un roman de sine stătător și cititorul habar să nu aibă că este o reimaginare în zilele noastre a lui Otelo. Și asta este un mare atum al lui Tracy Chevalier. Ea poate să te proiecteze în secolul XVI olandez, poate să te proiecteze în secolul XVIII englez și poate, iată, să te aducă în secolul XX într-o școală dintr-o suburbie din Washington DC. Permiteți-mi să-i dau cuvântul acum, scriitoare Ioana Pergurescu. Mulțumesc, dar Ioana Nicolae mai vrea să adauge ceva, deci cu practic am lucrat. Mulțumesc, Ioana, și nu o să mă iertați, dar nu pot să nu spun de Vali Florescu. Pentru că ea a adus cartea aceasta minunat și pentru că eu îi știu foarte multe traduce și am admirat la ea, nu știu, de la Să nu mă părăsești până la, nu știu, are cărți în care reușește să rezolve probleme de traducere de astea care țin de identitate. Nu se știe dacă e bărbat sau femeie cel care povestește. Scris pe trup se numește această carte. Ei, este o traducere impecabilă. Vali Florescu iarăși merită aplauzele mele. Eu cred, adică nu cred, cupesc pur și simplu felul în care curg frazele ei pe hârtie. În românește sună minunat. Am zis și eu, mă asociez și eu acest text în apreciere. Într-adevăr, sună foarte bine. Așadar, ați înțeles că e vorba de un proiect mai vast, de rescriere a dramelor, a pieselor, de fapt, nu a dramelor, a tuturor pieselor lui Shakespeare, în ideea, bănuiesc, de a-l reactualiza, de a-l face pe Shakespeare contemporanul nostru, cum a spus Ian Cort. Ei bine, proiectul, după părerea mea, ar fi putut fi mai bine gândit. Eu, în locul lor, dacă îmi permit, aș fi făcut lucrurile așa. Aș fi lăsat romanele să fie scrise fără să dezvălui ce e cu ele. Aș fi așteptat cronicile și abia ulterior le-aș fi republicat cu subtitlul piesei din Shakespeare pe care ca să fie un joc mai interesant. Așa cum s-a spus deja, într-adevăr se poate citi cartea fără să ai nevoie de ajutorul shakespearian, ca pe un roman de formare, un roman al adolescenței. Copiii sunt în clasa a șasea, în 1970, în clasa a șasea, copiii scăpau de sub controlul profesorilor, descopereau între altele jocul dragostei și cuvintele obscene, lucru care va avea o importanță aici în acest roman. Și mă amintesc de pe vremea când eram profesoară la clasa a șasea că intram cu cea mai mare neplăcere pentru că erau cei mai neascumpărați copii și nu, era foarte, foarte greu să-i stăpânești. Deci alege foarte bine Tracy Chevalier acest lucru. Dacă știm că este vorba de Otelo, punctul de plecare, avem niște delicii în plus.
citind această carte. Bineînțeles, Veneția devine Washingtonul, în motouri apare cuvântul Sheikh, și în partea întâi și în partea a doua, Sheikh de Mil, Sheikh de Înghețată și Mil Sheikh de la Shakespeare. De asemenea, personajele sunt practic luate unul câte unul din operelor, de pildă eroul principal, un băiat negru care vine într-o școală de alt, este Osei, deci Otelo, un nobil, are ceva nobil în toată ținuta lui, Dumitri, e Desdemona, Ian este Iago și Casper e Casio, precum și toate celelalte personaje, unul câte unul au aflat aceleași nume cu cele din Otelo. Brabant de pildă e Brabant din Otelo. Discursul lui Otelo în fața lui Osei, acestui băiețel în fața clasei, este pus să-și descrie locurile de unde vine, este discursul pe care Otelo îl ține în fața senatului venețian despre antropofagi, despre exotismul locurilor din care vine el. Deci totul este luat în literă, dacă vreți, din Shakespeare. Dar pe mine nu m-a interesat povestea cu aceste transpuneri luate în literă, ci mai degrabă în spirit. M-a interesat unde Tracy Chevalier îl preiapă și unde îl trădează. De asta, cum știți foarte bine, și Otelo este o dramă de față, tragedie, rescrisă după un autor italian, iar Shakespeare însuși preia și trădează la fiecare pas modelele pe care și le alege. Unde a preluat Tracy Chevalier foarte frumos acest lucru? Este în personajele pozitive, în această fată Vi, care este Desdemona, o fată pură, vă citez un pic descrierea ei. Frumusețea fetei nu era de natură fizică, era iluminată din interior de ceva ce majoritatea puștilor fie nu au, fie ascund în adânc, de suflet. Iar băiatul negru, când se împrietenește cu ea, așadar un fel de căsătorie simbolică, dacă vreți, Osei s-a gândit că nimeni nu o va putea urmi vreodată și că era o apariție rară pe lumea asta. Ea venise să-i facă pe oameni mai buni. Lui îi făcea viața mai bună, îi vorbea și îi râdea. Și dintre personajele tare ale piesei lui Shakespeare, acest Ian, băiatul, este un Iago perfect, cinstitul Iago, nu așa? Este un om, spune el, ea plin de perfidie, era cel mai calculat băiat, îi plăcea să complice lucrurile și să deruteze și îi manipula și îi specula pe ceilalți exact ca Iago. Iar în un băiatul negru, el găsește un teren foarte bun de manipulare și se știe rău cât de repede îl face să fie gelos. Dar tema cărții nu este gelozia, cum este tema, bine, și manipularea și toate astea, dar gelozia e totuși lucru pe care îl legăm imediat de Otelo. Nu aceasta este problema, ci mai degrabă, ce spunea și Ioana, discriminarea, ideea de străin care vine într-o școală nouă, de-aia se cheamă băiatul cel nou. Să nu credeți că a făcut-o corect politic și că e chiar așa de simplu. Din fericire, Tracy Chevalier nu este o scriitoare militantă pentru cine știe ce cauze, și am recunoscut-o din toate romanele ei pe care le-am citit. Este o scriitoare bună care vede viața în adevărul ei.
ce v-am spus, faptul că nu gelozia e o temă foarte măruntă în această carte. Mi s-a părut cumva că romanul este mai degrabă dostoevskian decât shakespearian, pentru că, în fond, este ideea de autor moral al unui act reprobabil sau al unei crime. Deci este ideea că în dărâtul unui lucru pe care îl face cineva se ascunde altcineva care poartă toată răspunderea. Cea mai mare realizare, după părerea mea, în carte, care pur și simplu se înfioară, este finalul și este acest băiat, Ian, Iago, care nu are nici remușcări pentru ceea ce face și nu are nici faine, este foarte liniștit. Și m-am gândit că este urmașul diavolului din Evul Mediu și anticipează pe psihopații din, atât din romanele cât și din filmele contemporane nouă. Este un psihopat, are și această viclenie a psihopatului de a trage spor, de a aranja lucrurile și de a părea mereu cinstitul Iago. Pe el nu l-a pus de nimeni niciodată. Nu? E, aici totuși soarta lui e mai transparentă decât al lui Iago din Otelo. Sau, dacă vreți, îi anticipează pe oamenii politici din toate timpurile, pe cei corupți, pe cei corupți, nu pe cei necorupți. Și eu mă asociez în demnul de a spune că această carte merită citită. Tracy Chevalier este o mare prozatoare și până acum n-a prea ratat nimic și n-a ratat nici această transformare. Mulțumim foarte mult, Ioana Popescu, pentru această percutantă analiză. Mă bucur foarte mult, știu că ești o cititoare profesionistă foarte exigentă și m-am bucurat foarte tare când mi-ai spus că ți-a plăcut foarte mult și că nici n-ai găsit greșeli gramaticale în carte. Vali Florescu este deja bine cunoscută publicului cititor, este o mare traducătoare. Cred că undeva în inima ei largă pentru toți autorii pe care i-a citit există căsuțe aparte pentru două scriitoare. Una este Jeanette Winterson și cealaltă Tracy Chevalier. Vali Florescu. Mulțumesc, Denisa. Într-adevăr, pentru că Jeanette Winterson am o căsuță care are multe camere deja și probabil că o să mai oprească. Iar pentru Tracy Chevalier, acum începe căsuța să se nască. E prima carte pe care o am scris de ea și mi-a făcut foarte mare plăcere. Adică am descoperit o autoare cu care chiar merită să-mi fie timp, pentru că orice traducător investește timp din viața lui într-o carte. Cel mai trist lucru pentru un traducător este să traducă o carte care simte că nu îi merită efortul. Nu s-a întâmplat așa în cazul ăsta. Eu mulțumesc foarte mult pentru tot ce s-a spus aici așa de frumos. Sper să o citească cât mai mulți oameni, dar asta pentru că ea se citește foarte, foarte ușor, e o lectură foarte agreabilă. Și eu am mai spus, eu nu citesc înainte cărțile ca să am un mic suspans, să mă țină suspansul. Acum, evident că știam în mare ce o să se întâmple, dar am fost foarte curioasă, cum spune și Ioana, de final, ce o să se întâmple la final și de multe ori îmi venea să-l omor pe intrigantul cel mic. Nu știam că nu. Au fost niște momente în care venea să rog cu cartea. Să arunc cu cartea undeva, pe fereastră, că nu puteam să-l suport, cât era de rău, așa. Și îmi place foarte mult că este cu copii, îmi place mult că este cu copii
la începutul adolescenței, practic perioada cea mai dificilă în care ei descoperă dragostea, în care am găsit toate mici momente de grație extraordinare și răutăți legânte, pentru că se știe că copiii sunt cei mai răi, cei mai răi. Eu mi-aduc aminte și în copilărie, eu sunt un om destul de cunecată, zic eu. Dar în copilărie mi-amintesc că vreau și eu destul de corecte, foarte dure, foarte răi. Și acum mă gândesc că toată răutatea asta am regăsit-o și în carte. Este o carte a vârstei de copii. Îmi place foarte mult că este puteri cu chibioți, ca să zic așa, cu haine, flower power, deci asta îmi place la animație. Și mi-a plăcut foarte mult că este tot în legătură cu generația hippie, faptul că este o atenție foarte mare acordată părului, pentru că se discută la nesfârșit despre părul negrilor, despre părul lui Bie, care avem fata care se îndrăgostește care are un păr blond minunat, împletit în codițe minunate, pe care îl desface la un moment dat și provoacă un adevărat scandal în curtea ei. Cum adică? Este așa, o adevărată desrăbălare. Așa. Vreau să mai mulțumesc redactorului Gabriela Prăsculescu pentru că am mai corectat pe istoriele ce a găsit că trebuie corectat. Și să spun că îmi place foarte mult coperta și coperta interioară, nu știu, la rămână social, nu știu ce plăște a doua pagină. Așa? Și vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult, cred că unul dintre lucrurile cele mai drăguțe la cartea asta este cum a reușit Tracy Chevalier să ce a reușit să facă din Batista, din Othello. Deci este o minune ce a reușit să facă. Vă las să descoperim. Da. Mulțumesc mult, Bari Florescu, și de-abia aștept să colaborăm în continuare. Vă mulțumesc! Seria Hogar Shakespeare, iată, al cincilea roman, toate sunt romane foarte bune pentru că sunt scrise de mari scriitori. Jeanette Winterson, Poveste de iarnă, se referă la Poveste de iarnă și se numește romanul O paranteză în timp. Howard Jacobson cu romanul Shylock și se referă, bineînțeles, la negustătorul din Veneția. Anne Tyler cu romanul Scorpia. Bineînțeles, e vorba despre îmblânzirea Scorpiei. Apoi Margaret Atwood, care în romanul ei extraordinar, Pui de cotoranță, de fapt, rescrie în cheie contemporană Furtuna, o altă piesă de rezistență a marelui Uri, așa cum este și Othello, cu care ne încântă Tracy Chevalier în romanul Băiatul cel Nou. Mulțumesc foarte mult invitatelor mele, celor două Ioane, Ioana Pergulescu și Ioana Nicolae, care astăzi e ziua ei. Până la urmă mi-a zis să nu vă spun, dar vă spun la mulți ani Ioana și, bineînțeles, co-autoarei românce acestui roman, traducătoarei Valei Florescu.